două gânduri scurte aș vrea să mai adaug. În vreme de război, oameni ca Ioan Zi și Marcu ar fi fost acuzați de defetism și împușcați pentru că demoralizau armata. În oastea Domnului Iisus nu se întâmplă așa ceva, ci prin iubire și rugăciune de mijlocire înaintea lui Dumnezeu, astfel de oameni pot fi recuperați și repuși în slujba lor. În afară de aceasta, aș mai dori să adaug un lucru. În ciuda dovezilor din Scriptură atât de evidente și formulate atât de clar de Apostolul Pavel, așa cum vom vedea din pasajul următor, iudeii din Antiohia Pisidiei aveau să se împotrivească și să-l prigonească pe Apostolul Pavel. Cu ei aveau să se primească cuvintele de mai târziu ale Apostolului Pavel adresate galatenilor. M-am făcut vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul. Cu iudeii s-au împlinit de altfel și cuvintele Domnului Iisus rostite înainte de a intra în Ierusalim. Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori n-am vrut să vă strâng cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Dumnezeu nu mântuiește oameni cu sila, și dacă și omul voiește să fie mântuit. Cineva spunea atât de frumos că mântuirea lui Dumnezeu este o simbioză tainică între harul lui Dumnezeu și voința omului. Cei care vor rămâne nemântuiți, vor rămâne nemântuiți din pricina lor, pentru că nu vor. De aceea, dacă pentru noi sunt oameni care încă se mai împotrivesc adevărului mântuirii prin Domnul Iisus Hristos, Domnul să răzbunească această împotrivire și să le da harul să creadă câtă vreme ușa harului mai este încă deschisă. Și Domnul să ne ajute la aceasta.